Putem să începem, da? Bună ziua, stimați reprezentanți ai presei, bună ziua, stimați dragi, dragi concetățeni. Nu în ultimul rând, astăzi mă adresez și la primarii, președinți de consiliuri raionale, dar și toți cei care sunt cointeresați în tema briefingului nostru de astăzi. Noi vă salutăm din numele președintelui nostru, domnului Ilan Șor, din numele fracțiunii Partidului Șor și din numele Platformei pentru Moldova și vă mulțumim foarte mult pentru atenția acordată problemei stringente în mai multe localități, la mai multe primării, la mai multe consiliuri raionale, care este legată de certificarea producătorilor de asfalt și alte materiale pentru reconstrucția și reparația drumurilor. Aș vrea să menționez din start că Partidul Politic Șor și întreaga echipa noastră a Platformei pentru Moldova suntem cei care suntem aproape de primari și de oamenii în fiecare zi. Și după mai multe solicitări din partea aleșilor locali, noi am luat decizie să ne implicăm și să intervenim la problema aceasta, pentru că există riscuri ca Republica Moldova și așa cu drumuri destul de nedezvoltate sau infrastructură nedezvoltată, o să trezească în iarna anului viitor cu porțiunile de drumuri nereparate care sunt sau au fost, o să fie planificate pe anul 2021. Mai mult ca atât, primarii și aleșii locali nu pot să realizeze programele lor și promisiunile care au fost date oamenilor și nu este clar în ce constă problema și de ce noi nu ne mișcăm înainte. În situația aceasta, fracțiunea Partidului Șor și Platforma pentru Moldova a solicitat întrevedere cu reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru a discuta această problemă care afectează serios autoritățile locale și centrale. Este vorba, mai exact, este vorba despre o lege adoptată în 2017 și care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021. Aceasta stabilește noi standarde în construcții conforme cu cele europene. O modificare necesară și ambițioasă, făcută cu scopul de a crește nivelul calității și siguranței în domeniul construcțiilor. Totuși am constatat că această lege a provocat un blocaj serios în ceea ce privește reparația și construcția drumurilor. Odată cu intrarea ei în vigoare, au fost paralizate practic toate lucrările de reabilitare a drumurilor publice efectuate în mod tradițional în această perioadă. Problema constă în faptul că noile reglementări impun alți parametri pentru asfalt, total diferiți de ceea ce am avut până acum. În plus, în urma discuțiilor cu reprezentanții întreprinderilor de resort, am constatat că reforma respectivă a fost efectuată doar pe jumătate, adică a fost modificat cadrul normativ, dar nu au fost puse la punct mecanismele care ar permite adaptarea la noile condiții, atât ai furnizorilor de materie primă, cât și autorităților care efectuează aceste lucrări. Problema constă în faptul că una din condițiile obligatorii impuse producătorilor de asfalt este obținerea unui certificat de conformitate, eliberat de un laborator specializat care ar urma să verifice dacă se respectă parametrii prevăzuți de legislație, înainte că acest asfalt poate fi folosit la lucrările de reparație și construcția a drumurilor. Doar că până în ziua de azi, un asemenea laborator nu există în Republica Moldova, chiar dacă legea a fost modificată încă acum 4 ani. Astăzi, cei care reprezintă Ministerul Economiei și Infrastructurii ne-au dat asigurări că totuși există posibilitatea de certificate, de certificare. Cu toate acestea, ei ne-au spus că pe luna mai o să fie doar 3 companii care o să aibă aceste certificate. Deci există oarecare problemă totuși în condițiile care sunt create pentru producătorii autohtoni. În lipsa acestui certificat de conformitate nu poate fi eliberată autorizația de construcție.
Dincolo de asta, chiar și dacă ar exista această autorizație, nu avem niciun studiu sau recomandare care să explice lucrurile în detaliu, în cazul lucrărilor de plombare, de exemplu. Pentru că aici vorbim despre două tipuri de asfalt, care nu știm în ce măsură sunt compatibile. Adică dacă repare o groapă în asfalt și torn alt material decât a fost folosit inițial, nu există nicio siguranță în privința calității acestor lucrări. O altă problemă și mai gravă este în cazul construcțiilor capitale, cu o durată mai mare de un an, unde lucrările au fost deja demarate. Ori legea impune condiționalități mai stricte, dar nu spune clar ce se întâmplă cu contractele deja încheiate, conform unor proiecte elaborate după parametrii vechi. Ce se întâmplă în acest caz? Se încep lucrările de la zero, în baza unor proiecte elaborate tot de la zero, dar cu investițiile de până acum, ce facem? Pierdem acești bani. În plus, asta înseamnă alți termeni, respectiv alte noi mari întârzieri. Sunt multe întrebări și lacune, iar în lipsa unor soluții și răspunsuri clare, riscăm să avem o lege bună, dar care se rămână doar pe hârtie. Mai grav este că suntem aproape în luna mai, dar până acum nu am putut repara niciun centimetru de drum, anume din cauza acestui blocaj legislativ. Vedeți ce se face în Chișinău? Ce se face pe drumurile naționale? Venim din Orhei și din alte raioane unde în fiecare zi auzim aceste plângeri și aceste probleme. În multe cazuri este nevoie de reparații urgente. Și să nu uităm că anume în perioada pandemiei sau mai ales în perioada pandemiei noi trebuie să fim mult mai pregătiți, să ne pregătim de sezonul de iarnă ca salvarele, ambulanțele și alte tipuri de mașini să poată să intre în localitățile și să ajungă la casele oamenilor. Una din problemele stringente pentru țara noastră. Iată de ce noi am inițiat aceste discuții cu Ministerul Economiei și Infrastructurii pentru a vedea ce se poate de făcut. O soluție, în opinia noastră, ar fi să amânăm pentru cel puțin jumătate de an aplicarea noilor reglementări legislative, astfel încât să deblocăm lucrările de reparație a drumurilor. Iar între timp să ne preocupăm de detaliile tehnice despre care am vorbit mai devreme, astfel încât să avem o reformă nu doar frumoasă și totuși să fie practică. Astăzi noi am dat și câteva propuneri care noi credem că o să fie destul de utile, pe lângă hotărârii de guvern care este propusă de noi, să fie organizate mese rotunde și vom iniția și noi o masă rotundă cu toți cei implicați în această problemă. Totuși să fie pus mai mare accent pe școlarea primarilor, cum trebuie să fie alcătuite caiete de sarcini. Și astăzi domnul Lupașcu, secretar de stat, ne-a povestit că există totuși lacună și problemă în întrebarea aceasta. Noi propunem ca să fie instituită și linie fierbinte pentru primari și pentru producători, ca ei să poată să cunoască în mod urgent și în timpul util care sunt răspunsurile la întrebările lor și să nu uităm că astfel de certificare poate să ucide mai multe companii mai mici, deci producătorii autohtoni. Toate aceste întrebări trebuie să fie soluționate și pentru primării, și pentru oameni, și pentru domeniul de afaceri și nu trebuie să uităm că nu este soluția să arătăm cu degetul unul la altul. Așa că astăzi noi am insistat și insistăm în continuare în discuția noastră cu reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii și sperăm că ei o să vocifereze această inițiativă a noastră și această propunere la ședința Guvernului care este planificată astăzi la orele 3 ca să fie prelungit termen de a intra în această bază reglementară nouă și în timpul acesta să fie luate mai multe măsuri urgente la care se referă la toate subiectele menționate astăzi. Sperăm că noi o să fim auziți pentru că problema aceasta o să aibă și efectele și în domeniul sănătății, așa cum am zis, în domeniul în care noi nu putem să ne descurcăm în genere și în care avem problema cea mai mare. Noi mulțumim tuturor primarilor care ne-au adresat, au fost mai mulți primari din toate părțile țării noastre și o să facem tot posibilul ca
problema aceasta să fie soluționată în cel mai scurt timp. Platforma pentru Moldova și fracțiunea Partidului Șor vă promite că se va ocupa foarte activ de domeniul respectiv și va ieși cu un set de măsuri adițional la ceea ce a fost astăzi spus. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim multă sănătate tuturor!